Gata, prieteni, am făcut mama mâncărică, am mâncat o farfurie de cartofi, dar n-am filmat și acum am făcut ciupercuțe. Pe rând, așa. Așa mâncăm noi pe rânduleț. Mihai, îmi dai și mie scumiere, de acolo te rog. Da. Ce aveau cu masa aia? Cu ăla șifonier al altul. Care șifonier? Nu, mai era un șifonier în cameră, în față. Sus? Da, unde luase ursul doar patul. Și unde l-au pus? L-au luat. Păi și unde l-au pus? Poate l-au pus sus la ursul. Păi l-au pus sus, dar ursul nu-l vrea pe ăla, că era prea mare. Lasă că e bun. Ursul a vrut să spună unul mai mic. Acum nu știu ce să mai facem cu ei. Lasă-mă tot. Lasă să ia tot. Auzi că voiau să ies și barul. Unde punea casa aia mică? Acolo, nu știu. Hai să mă fac un pic, ale? Am mâncat puțin. Câte au un link, Polita, aici să mă asigur. Hai, prinde-mă că gata la gata. Dacă nu... Da. Ar, jarde! Dacă nu știi, n-are nimic. Mamă, dar ard! Ard ciupercile, prieteni! Oh, ce e acolo? Pune-i lângă ele. Surprise, punem aici unul atât. Atât, da? Gata. Eu pun aici și gata. Surprize, surprize. Dar ciupercile, fraților, arde. Arde, uite cum arde. Nu stai mai jos să mănânci. Nu mai stau, că am prea văzut ce e sus. Îți vine să pungi înainte. Ți-au dat de lucru? Nu te-ai dat de viață acolo, dar nu așa. Tot ce mai aveam și ochi sus, toate hainele mele alea. Da, urât. Hai, revenim și mâncăm. Prieteni, am ieșit și eu afară și vreau să vă anunț că patroana ce credeți că a făcut? Și-a luat mobilă, și-a luat haine tot de aici din casă, a dus la ea. Doar că moluzul și gunoiul ăsta l-a lăsat la mine în curte. Vreau să-mi spune și mie ce înseamnă asta. De ce nu și-a luat ea gunoiul și moluzul ăsta? L-a lăsat să-l car eu acum, de unde să dai eu 10 milioane să car gunoiul? Pentru că el l-a aruncat aici și nu i-a mai păsat. Și mai și-a deschis și poarta aia ca să circule pe partea aia. Deci patroana circulă pe partea aia ca să nu mai treacă nici pe la poarta noastră. Și și-a lăsat și gunoiul aici. Deci e incredibil. Copiii, uitați acolo. Se joacă. Și am înțeles, prieteni, am văzut niște filmări ale lui Olga, lui patroana, care au început să vorbească foarte iurea și foarte prost la adresa noastră. Nu știu ce fac ei aici, copii, cine. Ia. Ce faci? Tu la copii n-ai voie să filmezi aici. De ce? Ai voie să filmezi. Da. Ce vă zici? Uite, putem de la acoperea și tatăl din ăla lui mamă, dar cu care aveam cod. Sus în casă face și el tot unul aici, cu mare mamă. Ar fi frumos. Da, acoperea și el unul roșu. Hai, mamă, ia. Hai, am timp jos acolo. Să zic aia, să ia. Nu le pune și la revedere, dar nu vă Cătă, ce stare, mă? Ai pune tată tău pe grâi, parcă că nu mai vine acasă. Cred că am văzut pe filmare. Păi nu mai vine acasă. Eu nu i-am zis. Stai, tată, să ieși și mai. Unde mergeți, mă? Băi, copii, vreau să-mi dați niște informații. Bă, Daru! David, ia spune și mie. David! Băi, nu la canapele, vine încoa. Unde e mama? Mama și Mihaela sunt sus? Urcăm sus. Sus, 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 la munte, sus. Mihaela, unde ești? Lasă-l că e jos, copilul.
Hai să vă mai dau o veste. Ce crezi? V-au furat din bucătărie de acolo, din spate, de aici, de sus, și mobila aia roșie, care e ca bucătăria ta. Păi nu intră acolo. L-am luat dulapurile că își face și el bucătărie tot ca a ta. Mă, ce stai, că eu am mai multe ca ale mele. Eu am luat ale mici, două bucătări. Păi își fac și aici bucătărie tot roșie. Să fie... Înainte, era peregrin mic. Să aveți bucătăriile frați. Și-a luat tot ce era bun. Și ai văzut ce am pus eu. Că nu trebuie să fie da. Peregrin mine. Eu cred că era... Și să aveți la fel. I-a fost drag de bucătăria ta. Și de-abia cum să zică. Să ai coperit. Eu am folosit două bucăți. Din două bucăți am făcut bucătăria aia că n-aveam unde să pun. Și la de ajuns. Ce e ce? Păi ce zic cu o cameră? Cravate. Și tu când ai văzut? Acum, că am trecut pe acolo. Cum am văzut noi că mai nici mobila ta în camera da. Acolo. Noi acum am descoperit. Vezi că ei au luat multe lucruri și noi nu știm. Acum, am descoperit. Te duci, să te îngrizi. Camera asta au lăsat-o goală, au jefuit-o. Asta e. Au jefuit tot. Deci nu se poate. Uite, mai bine ne mutăm sus, Mihaela. Vrei? Da? Ce-a fost, mă? Stai un pic, am fost o cordeluță. Da. Deci, incredibil. Am auzit că pe vloguri se vorbește ca pe bandă despre noi, foarte rău. Da, și patroana. Și Olga și patroana. Nu. Auzi vorbe grele. Lasă, Olga ca Olga, că suntem obișnuiți, dar patroana care a intrat atâtea cu ea... Dar ce au sărit faianța asta de pe aici? Da? Faianța asta ce a sărit așa? Și i-au scos, Patroana ta. Iubirea ta, patroana. Da. Să te duci de azi încolo să-i faci. Auzi că a văzut ai cum filmarea sau că i-am spus noi că au zgâriat parchetul? Că a sunat și s-a ajutat cu ea. A văzut pe filmare. Cât a tras canapeaua albastră să o mute ei doi și au făcut și ce-au făcut pe parchetul ăla. Praf, numai zgârieturi. Gata. Bun, la ce ce fost am asta când am venit la mare, nu. Da, e frumos. Eu mi-am făcut cordeluță, gata. Și m-am acoperit urechile. Du-te mai cară și mie din locul de dincolo. Ce? Rochile de ocazie, baticuri dacă mai găsești, ia hainele amici, ce e numai și aici, că le fac hai Miha! Miha, da. Hai să mergem în pod, vrei? Uite aici, dar n-am scară. Scară. Cum facem? Să urcăm în podul casei. Scară. Poate găsim ceva pe acolo. N-am scară. N-ai cum. Cum facem? Nu putem să urcăm așa peste canapele. Păi nu, Chili. Decuțilii. Păi nu, Chili, de blană. Păi, Mihaela, și patroana ta să vorbească de noi, mă? Da. În halul ăsta, auzi, am vorbit prost, rău. Am auzit. Și Olga, auzi. Lasă Olga. Auzi că vine cu toneamul de la Caraola și ne dă afară. Patroana ta, nu? Nu e normal să fac așa ceva, comunii. Așa este. Ia stai să mă mai uit ce mai e pe aici, prin casă. Au distrus casa, fraților. Birouțul ăsta mi-l așa jos, dar e prea jos, parcă. E prea mic așa, nu? Nu știu. De aici au luat mobila aia roșie, au luat tot. Nu mai e nimic. Nici aici. Todos luat. Hai să vedem ce mai este pe aici. Ce au mai jefuit? Nu știu, pare cam gol tot. Au cam jefuit tot. Ăsta e Bogdan.
Uite Mihaela. Pe Bogdan. Uite-l, te seamănă cu el. E original. Îl vezi? Da. Ha? Vezi, la rapă nimeni de el. Da. Pe Bogdan. Bogdan, Bogdan. Ce-i cu coloriferul acolo? Pune-o odată când dai pe ele, pune-le aici. Și dai propriu pe ele, alea lungă. Închis aici. Da. Facem comandă. Îmi place de plastic. Pe comandă le făceam, la canal de toate. Am și pe roșu de asta. Am și roșu. Sunt mai multe, sunt mai multe acolo. Asta îmi place. E tare rău. Da. Nu e mișto. Uite, ai primit cadou, Miha. Gata, am primit cadou. Oh, acum îmi dai astea ale mari să le pun sudea, da. Scuturat. Da. Ca lune, că și după aia îmi dai pe ele subțiri. Una, una, de câte una, că nu pot să le pun. Una, una, da, e două, sunt două. Sunt două. Că e groasă. Aline, trebuie să cumpărăm scară că mor. N-ai cum, uite, să luăm treapta de jos acum. Stai să punem una în urmă. Uite, am făcut-o, ce să fac? Nu, n-ai neapărat de biseu scară, nu. Trebuie scară, n-ai cum să faci. Trebuie să mor cum pot cu scara asta. Doamne ferește! Niciun caz! Poate găsiți galben ceva în pod. Să-i lăsați ceva, da. Nu, mi-ai lăsat mie așa în două, că o fac eu aici, că tu patroana voastră, dragă. Stai. O iubiți pe patroana. Vezi cum sunt de greu. Știu că aș putea să ne arunim până la țară. Grei. Dar cele mai groase. Dar o iubiți? Dar pe timpul, că acum nu mai găsit. Măi, oameni buni, o iubiți pe patroana. Ieșiți, ieșiți pe balcon aici și strigați în gura mare, te iubesc, patroana. Eu nu mai vorbesc cu ea. M-am supărat pe ea. Ia vezi, câtă distanță rămâne la dulap? Și cu la capăt ăla și la ăla? A rămas văzut cu la fel? La fel, da. Și la capăt ăla și la ăla? Da. Eu arăci, nu mai suport tot. Tot trebuie să mi se întâmple ceva. Tot mă îmbolnăvesc. Dă-mi și capul ăla, dă-mi și... Mihaela, ce-i cu banii ăștia pe jos? Ce-i cu banii? Dă-mi partea asta, că nu pot să o iau. A cui sunt banii ăștia? Nu știu de la tine, de la originalii. Da. Wow! Cât e de grea! Să nu parcă mă țineți scara! Păi am zis am că... Am plecat! În nădejdea lui... A, păi dă de jos, cade scara asta. Acum, în nădejdea ta, Aline, am plecat. Dați-vă jos! Dați-vă jos! Dați-vă jos! Să cumpăr acum scara, e 3 milioane. E patroana pe tine, dacă e 3 milioane una. Ține. Dă-te jos, că mă urc eu. Vai de mine, tu să rup pe mâine tău. Hai să dăm jos cu Anca. Fanele lui Anca, ce părere aveți? Oh. Vreți să-i facem manevră? Nu, nu mai zic. Mi-a zis patroana să te arunc de pe scară. Nu mai zic. Chiar că ea să crede că dă ordine. Ia dă-mi, Mihaela. Acum dăm asta galbenă care lucește și după aia îmi dai pe ele, aveți de șaia. Și după aia coverturile. Le punem aici ca să pun coverturile tradiționale într-un cap, singure. Asta o pun ultima, că îmi place cu inscripitoare. Da, dar vezi cu care are asta. Nu. Serios, cade. Dă-o pe rămâi greu, pentru că... Cade scăruca. Dar vedeți că aia este din haur, de 24 de carate. Mamă, maică ta, are acasă video de la vechi. N-are. Asta îmi place, e ușoară. Mai aveau mai multe, le-am dat și când au plecat la vacanța aia. Am mai dat, am făcut și tot. Nu merge așa. Asta nu merge. E prea lungă, mă. Pun în două. Hai, că n-ai ce simplu. Pun în două. O răpun mai așa. Fără scara, Aline, noi nu facem problemă. Păi nu faci, că nu poți să te cumpăr. Eu nu pot, aici trebuie numai scara. Și fac cum n-ai pus-o pui așa. N-ai cum, uite, știu cum cade. Alunecă. Vezi ușor. Păi nu asta, Aline, nu e de gamul ăla. Acum venim, să ne mergem într-un moli. Păi molile de ce mănâncă? Ce-i starea moli, Mihaela? Moli? Da. E fluturi de aia negri care nu au haine. Negri? Gri, negri. Mi s-a părut că sunt și gri și negri.
Și rod la haine. Serios? Da, găsești găurile. Le plac hainele? Nu știu, dar așa fac. Păi asta le băgăm la patronul în dulap. Da, hai. Ai niște mori? O să cumpăr. De unde? Nu știu, de la producție, văd eu găsesc. Mori. Fanele Luanca vă iubesc, să știți. Și eu. Te interes? Da. Interes, mă, zi. Interesul își poartă fesul. Nu, nu văd Alina în capătul. Este o iubire sinceră. Alina în capătul ăla. Este o iubire sinceră bazată pe dreptate și adevăr. Da. În capătul ăla, tu vede că nu-i dreaptă? Nu, nu, e bine. Acolo? E perfect, la linie. Ce mă minți? E pe, este pe... linia de plutire. Pe interes maxim. Iată. Acum pun aici, nu mai fac tot așa mai mici, mi-a fac un jurgelea. Frumoasă. Așa, ăsta. Mă, ce faci noi cu găurile astea? Asta nu pot să-ți mai spun. Doamne ferește, ați distrus casa. Da, v-ați bătut joc de ea. Să mai dau scara în spate. Cum ați distrus casa în halul ăsta? Nu vezi că îi se rupe toate ăștia. Dar cum ați distrus ia casa? Ia de aici, dă-i. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Mă, dar unde sunt toate hainele care erau? Nu, le-am uitat dincolo. Unde? Mai am luat acolo. De aici de sus? Nu știu dacă de aici, ce parte. Mai era acolo ceva? Le-am luat. Mai avea și aici, el. Au luat și de aici, iar le-am uitat, că multe. Mai are și la camera în spate. Luau și de la alea din camera, mai au parte, dar era camera cu ea. Are, lasă-te un pic cu aia. Ține, ține. Aia e din amorea acolo, știi? Da. Și bă, geamurile astea sunt mai mici ca alele noastre de jos. Da, sunt mai bune astea. Da, și vezi că închid mai bine că nu e curent. Hai să le rompești. Nu, dar nu e curent aici, vezi? Nu e, nu e. Cum e la noi în cameră. Și geamurile sunt mai prinse, mai bine, vezi? Da. Dar mai micuțe, nu? Da. Da. Păi, uite, cu astea poți să te urci acolo sus. A, la perdea. Aici poți să pui perdea. Aici poți să ajungi la perdea. Poți să pui. Hai că pui, dar uite, nu cum e înălțime. Cum le mai punem la loc? Să ne aline treapta. Dacă nu ne-ai luat scară, Doamne. M-ați mâncat cu această scară. Am venit și eu sus aici, am zis că găsesc și eu ceva interesant. Ce să găsești? Nu știu. Uite, găsit o mapă. Nici video-ul n-am găsit. Vreau să ajung în pod neapărat astăzi. Nu, dar ce-i în pod? Ești mă, că nu tot la un elus. Am eu ceva de acolo. Elus, aia, gaură, dă-i voie să... Am niște galbeni. Mi-a spus mie patronul odată că ascund niște galbeni acolo. Bine, i-a luat tăbătul ăla meu. Alinde, să nu faci fi bune lui tatăl ăla. Dar de ce nu crezi? Ce este lui incredibil? Lui tatăl ăla nebun. Ce este lui incredibil? Lui tatăl ăla nebun. Patroana, aș pune eu. Nu patroana, patronul. Nu. I-a ascuns acolo. Nu știa eu să caută. M-am nu știa, de unde să știe? Ce după dimineața, să vină ce-i ce-ți-ai făcut fundiță? Uite, deci. Ia, uite, ia, ia. Bă, rup Gracia Mihaela, așa ușoară ești. Mama, ați văzut ce ușoară e? De rupe tavanul, Miha. Doamne, Mihaela. Da, gata, coboară. Cade, Aline, nu s-o pun așa. N-ai ce să le faci. De ce nu le bagi în dulap? Și ce ați numai dacă le bagi în mobilă? Fără aer. Dă-mi coverturile alea. Păi cazi cu scara. Nu. Alea le pus tine. Vreau să fac afară, cu scara asta deschisă, dar nu știu unde e chiar. Habar, îmi pune scheile. Păi caut eu, că tu mi le dai toate odată, nici unde le țin. Păi nu le-ai cerut. Hai gata, ține scara. Asta e o pătură mare unde se punea pe pat. Dar o ținem aici, amintire. O fi moli în ea și sar pe noi. Vezi? Nu. No. De asta se pune, era averea la lume. Asta era. Averurile. Ce o sperie, vine de la scară. Mă, și aceiași oameni s-au luat și hainele de aici, care nu le mai poartă. Da. Doamne, nu sunt de aici, că le fac eu ceva cu ele. Ce-i cu ei? Nu știu. S-au stat de atâția ani de zile hainele lor aici. Ce se întâmplă cu ei? Și unde le-au pus? Să zic că le vând eu. Nu știu. Mă bogățesc. Haideți să renovăm și noi casa acum. A noastră. Te-am și... și închiriem etajul. Îl dăm închirie. La fanele Luanca. Eu nu cred
cred că stă ăștia acasă. Lasă că stau, dă-te jos. Mă trezesc cu ele, că cu tată tău. Asta e de mai bună dată, stai de lucru. Nu stau frumos. Ele nu stau frumos. Coboară să nu coboară. Nu, dar ele după aia, nu. Da, lasă-le așa. Nu-mi place cu mine, trebuie să fie la linie. Dar în soba asta a fost făcut focul vreodată? Nu. Ce? Asta de sărbătul n-am găsit să vreau. Dar ce să-i dau? E nouă instalația. Dar ce să-i dau, ce ai zis? Toate un miraș la rost. Ce un miraș? Toate, din toate camerele trebuie. Toate? Pe ce stai le iei? Pune aici, pune pe celea. Păi deci cu instalația bună și n-am pus-o. Mihaela, ia-ți o blană pe tine. Uite asta cu ăsta, are capul. Eu, că am crezut că mă mușcă. Uite, uite. E ce ăsta? Viezure, câine, ce? Nu mă, ce? Are și urechile, bă, uitați și voi. Mă, ce blană? Mamă, cine e animalul ăsta? Ce animal e? E câine? Ce e iepure? Mă, nu e iepure, că n-avea cum să fie la țigan iepure în casă. Vulpe! Vulpe! Vulpe albă, eu n-am auzut. E vulpe, dragă. Are căpățână acolo. Dacă vă mușcă. Ia. Mamă, hai să vină blana asta. Ia. Ia să-i vedem capul. Uite, stai mă, dă-te mai în spate. Zici că sunt mai așa bogătașa. Fanele lui Anca, dacă... Patrona, cadou. Dacă vă considerați... Mi-a dat o cadou de mult. Era mai tânără. Da, da, dacă vă considerați că mărimea e bună pentru voi, fanele lui Anca, o vindem. Nu, că asta e cadou de la soacră. O vindem, am spus. E cadou de la soacră. Hai să vindem blănuțele astea, mamă, ce faci cu ele? Da, nimic. Și așa nu porți tu blănuțe. Știu una mână la București care ia haine. Nu uite ce face. Ia-i grijă ce-o. Ia uite asta. Ia-i aia. Și asta. Altă blănoasă. Da, asta cu capul de câine. E tare. Capul de câine? Da. Deci, fanele Luanca, dacă vreți un cap de câine așa, ne anunțați. Aveam rogile mele care sunt, care nu mai merg pe mine acum. Nu mai merge niciunul. Rochi, că le făceam pe comandă. Aia ta? Da. Le făceam pe comandă, uitați, așa, baticul de la croitorie, mergeai pe vremuri. Dar înainte să mergeai la croitor, îți făceai hainele. Da. Acum nimic nu mai e cum a fost. Mirese, dar știi? Că și noi mergeam, ne scurtam blugi, ne făceam. Nealea. Acum nu mai e nimic cum a fost. Aici. Ce făceam eu cu toate astea? Uite, parcă văd o fană a lui Anca îmbrăcată în rochia asta roșie. Hai să o dăm. Ce-am pe comandă? Erau bani. Erau bani, era altă viață. Acum e sărăcie, nu mai ne ajung banii să avem cu banii. Uite, asta baticul. Uite, e prins aici. Se vede care baticul. E prins aia. Nu mai le dau jos de pe un miraj. Deci așa nu le mai colecționa așa, în închirie. Păi vezi, nu mai bine le dai la fanele tale? Dă-le și gata. Fanele lui Anca a pregătit cașcavalul. Și îmi spune ce doriți de aici. Am venit cu colecția de toamnă. Păi da cum? Le dai de pe goarele? Păi da cum, pe gratis? Păi da. Nu se poate. Nu se poate. Uite, Anton. Ia uite, mă. Fanurile lui Anca le dau toate hainele mie. Mai sunt câteva haine de copii, o să le duc și pe alea. De copii? No, ale mele? Unde sunt hainele mele de când eram mic? În casa lui Leonardo, că sunt costumașe de băiat. Miha, uitați, prietene, a trecut Miha pe aici, a făcut câțiva pași și au sărit plăcile. Da, pune jos. Recunoaște. Ce vrei? Ce ai fumasă? Aia ta. Să te mai îmbraci cu el, dată să pleacă. Să mă întreabă, mai intră pe mine, nu spui că nu mai intră. Uitați, o cravată. Nu spui că nu mai mă ia, cravatele le pune la cravate, nu mai mă ia. Mihai, ia, puneți o cravată, te rog. Uite, Mihai, dă-ți și mie rochile la mână. A, uite, Mihai, la vrei? Așa. Îmi dați și mie o cravată. M-au luat tot ăștia și curelele ce erau prin casă. Spunea și o curea. Cred că au luat și hainele noastre. Uitați-vă cum mai eram. Uitați. Asta da, zici că e sac de gunoi. Tot ce ne-am cumpărat, să dăm un mirașul la care iarăși să bagă ăștia.
De ce mi-e ropile care sunt în treci? Cu da, cu porție. Asta, asta. Uite, asta e intrat-o. Ce e aici? Asta e rochie, care mi-a luat uleiul ăla, botezul ăla care. La nuntă, nu mai știu. Aia, care a trimis-o pe tren. Era nuntă. Uite, asta e frumoasă. Vezi că ai făcut-o cu sapii. Da, ce firmă era este ea? Era odată, cu minte. Exclusiv. Asta îmi place. Se cheamă. Mă, nu pot să scot corsetul ăsta, ăsta e de la asta. Păi le-am încălcit, handicapață. Uite, mai de tovărâșele pe tot parchetul ăsta m-am dat. Ce să știam? Asta e geaca mea, mă. Care erai tu grea și un fez. Da, de când era mic, mă. Are și poză. Are 20 de ani, cred că geaca asta, 25. Las cu port, Alex. Da, serios, uite. Ziceam să le dorm un saci. Chiar e de mărime lui acum. Alex îi place lucrurile. Păi vezi unde e hainele noastre, ăștia mi-a luat și hainele, Mihaela. Așa. Unde sunt hainele mele? Asta este cu totul, Aline. Da. Ia uite asta, Miha. Ia-o pe tine. Asta e de bărbat sau de femei? Stai, spune gicile peste astea ca să pot să-mi spun asta. Uite, ăsta e cu totul. Unde să mai intre asta pe mine? Părâve, ce corp aveam? Asta e de bărbat? Da. Asta, rochie asta, era cea mai finuță. Mai intre asta pe mine, nici în veci. Ia ține, Mihaela, să văd și o geacă asta. Intră pe mine. Da. Place de ea? Da. Îmi place culoarea. E mișto, e crem. Nu am mai zis că zobea asta să vedem cum e. Uitați-vă. E frumos. Are frumoasă. Și șarfa ei. Aoleu. Ia. Ia să vedem. Uite ce are. Ia uite-mi, dar oh! E mică. O să poartă bine dacă o să vrea ropia asta. E mică, dar e frumoasă. Da, stă bine pe ea. Dacă era un pic mai mare, era perfectă. Da. Chiar e frumos. Da, mică. Și nu m-am apucat să șerg un geam. Să fac ceva. Am luat haine, pentru că dacă sunt purici. De unde purici? De unde purici? Muri de aici, că mănâncă oameni. Ia stai să vedem care e mai complet aici. Asta e o muscă. Asta ce e? E o Mihaela pe tine. Mihaela! Ia probează asta. Da, da, păi intre pe mine, trebuie și mică. Cum nu intre? Mă, ce nu vezi și mijlocul ăla de mic? Păi cui ești așa mic? Alu' maică ta. Păi ce vrei să spui că tu nu intri aici? Mă, nu, n-are cum. Cum să nu intri aici, Mihaela, că tu nu ești grasă? N-are cum, da. Nu intru, mă, ce? Eu e mare. Și-o vrea cum. Zii, mă! Mă, nu intră, n-are cum. Ia să vedem. Nu intră. Noi. Mai avem întregi complete. Stai că mai e parte, uite. Aia albastră e o pe tine. Da, e mișto. Uite, ia. Le făcea la canal de eu. Da, dar uite pe asta o ia Miha pe ea. Hai, era bunzel. Hai. Și aia era tot așa, pe am primit-o de nașe, cadou. Uite. Ia-o pe tine. Ce mai avem complet? A, uite la aia bluză. Bă, are dreptate lumea, pe camera asta vă vedeți umflate. Da. Și cu burtă. Nu știu ce avem, că voi nu sunteți grase. Avem, mi-a zis lumea că nici claritate la video. Avem la și burtă. Păi da, da, filmez pe larg ca să se vadă mai bine. Nu mai uite, asta e iar o geacă de mea de când eram mic. Vrei să le păstrezi pe astea, să le... Uite. Ai tot timpul. Ce e face cu el? Ce contează, vrei așa amintire. Iar costume pe comandă, uitați, drâmpănele. Așa se făcea atunci. Ia domnul ăla, mai și era. Asta? Nu mai e. Ăsta, ăsta, vișinie. Ăsta e? A cui? Tot a mea? Nu mai țin minte. Geaca de piele? Nu de piele, de pele. De pele. De pele. De ce? Lăsă-mă de cu jecile și-am mai pun catele. La baticule, da, să le pun acolo, la baticule. Deci ce vindem? Ce vindem până la urmă? Ha? Ce vindem? Stai, îți băgăm mâinile într-o parte, că n-am dulap. Într-o parte, într-un col să-mi pună. Nu vindem nimic? Vindem. Așa, Mihai, e bine. Ia bag-o pe tine. Mă pun așa, mă, mai bag, mai stau și... Ia bag-o peste, peste cap. Mă, intră asta. Ia să vedem, ia. Tu de-aia râzi ca nebun, nu intră. Nu, de-aia, ia să vedem cum o să ia. Mă, așa să ia. Ia. Uite. Ia. Ai izmene pe tine? Da. Păi am ieșit afară și-i curând. Auzi, izmene. Sunt eu, Leana Lucostel. Ia. Ia uite-mă. Aici la care trebuie să mă întâmplă, vrei că e pe mine.
Nu aveți alta. Da. Are și etichetă, Miha. Păi ca urinela aia. Ca urinela. Uri! Sunt echipată. Scaunul ăsta de unde a rămas? Ăsta l-a uitat. L-a uitat, l-a uitat, e rupt. Ah, bine. Da, da. Și ăsta e nou. Mă, da, patroana avea boală pe scaunele noastre și ne-a luat scaunele de rămas. Da. Ca să vedeți și voi fața lui patroana adevărat. Așa, scaunele alea și pe aia să le ia. Ia. Lasă, bine că am scăpat de patroana. Să se mute patroana cu Olga de la Caraula. Da. Ai cămășuțe, Miha? Da. Prieteni, vreau să vă spun că nu am dezactivat noi comentariile la niciun vlog. Este o eroare de la YouTube. Ni se dezactivează comentariile automat. Eu le activez, YouTube-ul le dezactivează. Deci automat, îmi pare rău și îmi cer scuze, se dezactivează comentariile la vloguri. Să știți că nu este vina noastră. Ne cerem scuze și încercăm să reveliem problema în cel mai scurt timp. A, nu e mai bluza ta. Uite, ăsta e set cu totul. Ia el pe tine. A. Da, e mișto. Mai Mindre, eu am după acă aici are de tine. Păi, M. Mi! Unde era puținul? Unde? Am găsit deja. Uite, ăsta e tot set. Să-l ți-l pui tu acolo. Aici, adu-l un pas, că nu mi-a făcut de cum era. Mă, oameni buni, unde sunt hainele de care erau în casa asta? Da, mă ascultați-mă și pe mine. Mă ascultați și pe mine. Vreau să știu și oamenii ăștia. Au luat hainele de jos din dulap și au luat și hainele de aici de sus. Și din camera aia și din camera asta. Păi era plină casa cu haine. Mai răspărește și pune pe cap. Scutură și pune pe capul ăsta. Dar ce fac ei cu hainele din care au luat dincolo? Scutură și pune. Nu mai patrona poate să-l murească. Ce ai zis patrona? Ea tot și gata, am terminat-o. Asta ce e? Patrona a zis că își face gard, că gata, a terminat-o cu noi, nu mai are nevoie de noi. Ce e asta? O fustă e. Mă vezi patrona ta, patrona ta. Nu mai spune că eu nu mai vorbesc, că eu nu mai mă interesează. Auzi, a terminat-o cu noi. Asta e, cine a face gard, zidește uși, patrona. Dar bă, cine mai pune vlogul? Bravo, patrona. E patroana putinel. Și-a desfăcut poarta. Și-a desfăcut poarta, da. Oh, cine e ăla? Bogdan de la Caraula, ce cauți mă acolo? Bă, ai găsit? Pintea. Ai găsit video-ul? Zi, mă. Lasă că minți. Ia-ți labele de acolo, Pintea. Labele, ia-le de acolo. De o palmă lui ăla care e picioarele pe canapea. Gata, lasă-l, lasă-l. Ce ții, Miha, ia? Nu mai zi, nu ne. Ce ai jos? Pintea. Da, ce faci jos? Stă, cu copii. Se joacă. Dacă vei. Ce? Dacă vei un galben ascuns. Unde? În Remi. În geacă, mai știi, e posibil. Ia căutați bani în ele, în buzunare. Asta... E posibil să uite, știi că am găsit odată într-o geacă aici sus... Uite, asta e nouă. Uite că nici are etichetă, vezi? Am găsit odată într-o geacă aici sus 10 milioane. Vezi? Opri numai ce e bun. După ani de zile. Uite și asta e frumos, de la cum pui tu sau nu. Da, la cum pui tot aici, nu? Ca să pui da. Tu? Asta e nouă. Nu ați găsit nimic, a? Toate sunt cam noi, că nu sunt folosite mai deloc. Păi ați văzut, e o stronautul ăla. Aaaa. Ăsta era asta, că nu știu ce mai vopsim. Evreiul ăsta de stronaut. Da, ia-i. Ia. Și știi ce mai vopsim, ce mai facem altădată. Da, și tari sunt ăștia. Serios sunt buni. Uite ce scrie pe el. Launch series. Da. O nail. Sunt de astronaut. Ia ține să mă îmbrac în astronaut. Mai sunt câteva de alea mici, nu știu. Nu am loc, nu. Și... Asta e când am fost eu mai de multe luni. A. A rămas blocat. Miha. Și am fost pe lună. Da, știu, mi-aduc aminte. Pe bune.
Nu, pe bune, nu știi. Ba da. Eu sunt primul cetățean pe lună. Al doilea, că a fost înainte, da. Eram îmbrăcat așa cu alta. Și aveai caschetă, nu? Aveam și o caschetă și am fost pe lună. Bravo. Cu patru ani. Bine. Da. Asta e frumoasă, tot așa, cu domnul, să o dai acolo. Ia tu pe tine. Te duci pe lună. Hai. Ia. Bă, ia te-a făcut. Da. Hai. Că pe mine nu merge. Gata cu strecarea. O lună cu mine. Hai. Ia. Pe mine intru, dacă sunt slim. Tu ești super slim. Super plin. Ia, ia. Așa, așa. Hai, așa. Hai. Nu mai fac curăriș până la anul. Stai. Te rog să mă lași, că eu plec până la anul. Stai puțin să-ți fac ăsta. Mă, ce caută copiii aici? Ia. Ia să vedem. Ia, Miha. Gata, poți să pleci pe lună cu patroana. Dar nu-i mișto? Dar de ce până patroana? Poți să strângi astea? David, unde? Vino încoa. De ce eu cal singur? Vrei să cazi pe scări? Gata, Mihai, astronaut. Paltonescu. Da. Toate gunoaiele. Hai, hai. Mihoan. Ia. Astronautilă. Mă, nu pleca pe lună, te rog, vino înapoi. Mihoan. Să mă duc să văd ce mai e acolo, să le luăm și colegi gata. Ce mai e? Niște batici, mi se pare că sunt. Bravo. Eu vă las, mă duc jos, uite din întâmplare, am venit aici. Și v-am furat vizualizările fără să vreau. Bine. Hai, bine, hai. Voi ați filmat? Nu. Tu ai filmat, Mihaela? Nu, am filmat un foc, un pic. Îmi pare rău că v-am furat vizualizările. Hai, o să vă dau și vouă din vizualizările mele. Pa, pa. Pa. O spor la treabă. Gata, fraților, le-am făcut de vizualizări. Acum mergem jos. Ne-am făcut treaba, am stat, le-am susținut acolo, le-am ajutat, ce să fac? Sper că jos acolo. Ne-am făcut treaba, sus. Tata, trebuie să-mi dai un meci. Nu dau meci, că tacurile sunt rupte și îmi rup degetele. Uh-huh. Ba da. Nu cu Darus. Joacă-te cu Darus. Bă, nebunule, pune-ți asta. Nu vă certați și nu vorbiți așa. Belea mare. Ce bec? Pintea. Ai găsit, mă, ăla? Stați așa, prieteni, să ajungem la bucătăria Luanca. Prieteni, o să încheiem acest vlog aici. Revenim mai târziu cu detalii șocante. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată. Și pa, pa. Vă mulțumim tuturor. Pa, pa.